Cinci pugiliștii de la Clubul Sportiv Municipal Salău au reușit să urce pe podium la ediția din acest an a Campionatului Național de Box rezervat cadeților, ce a avut loc săptămâna trecută la Salău. Cel mai bun rezultat l-a obținut Denis Stoica, sportiv ce a devenit campion național la categoria 56 de kilograme. Ediția din acest an a Campionatului Național de Box rezervat cadeților a avut loc săptămâna trecută în sala de sport a liceului cu program sportiv Avraam Iancu Zalău, în organizarea Clubului Sportiv Municipal Zalău, a Federației Române de Box și Direcție Județene pentru Sport și Tineret Sălaj. Peste 160 de pugiliști au urcat în ring la Zalău de la 44 de cluburi din România. Clubul Sportiv Municipal Zalău a fost reprezentat de 9 pugiliști pregătiți de antrenorii Ioan Dragoș, Ioan Popa și Adrian Popuția, 5 dintre ei reușind să urce pe podium la finalul competiției. Cel mai bun rezultat l-a obținut Denis Stoica la categoria 56 de kilograme. Medaliat cu bronz la ediția de anul trecut, pugilistul antrenat de Ioan Dragoș și Adrian Popuția a devenit campion național în acest an, învingând în finală un pugilist de la CSM Craiova. Medaliat cu bronz în 2015 a fost și Bogdan Mierloi la categoria 52 de kilograme, acesta devenind vicecampion național la competiția de la Zalău. Și Eduard Șerban a obținut argintul la campionatul național de la Zalău, cedând în finala categoriei de 59 de kilograme în fața unui pugilist de la Olimpia Cluj. Mulțumesc că sunteți alături de noi încă o dată cu publicarea rezultatelor și cu mediatizarea competiției. După cum știe toată lumea și din presă și de la televiziune, am avut săptămâna trecută campionatul național rezervat categoriei de vârstă cadeți. Am avut aproape 160 de copii care au participat la această competiție. O competiție reușită din punct de vedere valoric. Am avut sportivi foarte bine pregătiți, după cum s-a văzut și în semifinale și în finale, unde au rămas cei mai bine pregătiți. Și după cum știe toată lumea sau după cum au citit și în presă, am avut și rezultate la nivel de club. Deci din toate punctele de vedere a fost o competiție foarte, foarte reușită. În primul rând ca număr de participanți, 170 ceva de sportivi, la 18 categorii de greutate. Deci din toate punctele de vedere a fost o competiție foarte, foarte reușită, deși a fost destul de târziu programată la Zalău, fiindcă nu a mai organizat-o nimeni și era cât pe ce să rămânem fără campionat, ce era un lucru foarte, foarte rău. Deci vreau să zic că ne-am prezentat bine, am avut 9 sportivi participanți, eu cu 5, iar maestru Popa cu 4. Sportivii mei, într-adevăr, erau puțin mai experimentați. 2 dintre ei au participat și anul trecut la campionatul național, unde erau și atunci medaliați cu bronz amândoi. E vorba de Stoica Denis și de Mierloi Bogdan. Pe lângă aceștia, anul ăsta a mai venit Șerban Eduard, un sportiv care promite foarte, foarte mult. A fost și la cupă, unde a luat locul 1, aici, din păcate, doar locul 2. Am mai amintit că sportivul acesta a fost și operat de apendice înainte cu o lună jumate, dar și-a dorit foarte, foarte mult să participe la acest campionat. Noroc de la Dumnezeu că s-a amânat cu 2 săptămâni mai târziu și atunci am reușit să-l pun cât de cât pe picioare. Deci el singurul care n-a fost refăcut în totalitate. Apoi am mai avut încă 2. Zaharie Marinel la 40 de kilograme și asta la prima competiție oficială și tot la prima competiție Popan Raul, de acest sportiv, deci el este legitimat la noi, dar se ocupă în mod special Virgil Melea, el a descoperit, el l-a pus în gardă, să zic așa, și atunci, sigur, noi colaborăm foarte bine cu Virgil și atunci și o fată de la el și acest băiat, dar și ăsta la prima participare. A căzut cu un sportiv destul de valoros de la Alba Iulia, dar promite. Și faptul că își dorește e un lucru bun. Deci în total am scos un aur, 2 arginturi, e un bronz și maestru Popa încă un bronz. Deci în total avem 5 medalii.
La fel ca Eduard Șerban și Marinel Zaharia a fost la prima participare la un astfel de eveniment, dar cu toate acestea a urcat pe podium, fiind medaliat cu bronz la categoria 40 de kilograme. Cel de-al cincilea medaliat este Antonio Criste, pugilist pregătit de Ioan Popa. Sportivul zeleoan a cucerit bronzul la categoria plus 76 de kilograme.